Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video din Assassin's Creed Odyssey. Bine, oameni buni, ultima oară când ne-am întâlnit, am ajuns pe insula asta a tutorialului sau a demo-ului, să numesc așa, pentru că pentru mine asta a fost prima insulă pe care m-am jucat prima oară, când am încercat jocul Assassin's Creed Odyssey și de-aia o numesc în felul ăsta și... Oh, gata, ce sunt texturile alea. Da, și acum încercăm să ajutăm pe gagiești de aici, pe acești rebeli să se... Să se răscoale împotriva unui lider tiran, să-l numim așa. După ce rezolvăm chestia asta, mai facem un pic de level și o să mergem să batem și leul ăla, că v-am promis de tura trecută că mergem să batem leul și n-am făcut nimic pe treaba asta. Și să vină Phobos aici să mă ajute cu toată nebunia asta așa. Pentru cei care se întreabă de ce nu postez 3 video-uri pe zi, ei bine, treaba e că băi, aș face-o, dar nu prea am timp și parcă după ce filmez 2 ore cam ajunge sau... Nu prea mai am răbdarea necesară de filmat 3 video-uri, plus că nici voi nu aveți timp să vă uitați la 3 video-uri pe zi, dacă, să zicem, că ar fi un minim de 300 și ceva de like-uri pe video, poate aș înțelege, bă, ok, oamenii ăștia chiar vor să vadă 3 video-uri pe zi și chestii de genul ăsta. Plus că după aia n-ar mai rămâne loc să mai postez și altceva. What the fuck? Stai că am mai multe chestii de văzut. Dumnezeu, trebuie să mă uit cu ăsta. Se bate acolo cu cineva ăla. O, e sus! Ok, in talk to Taheles. Stai, ce-a fost... Stai! Ăla nu e cumva... Spartanul, nu? Care credea că acum că o să facem în 3 cu aia, cu tot. Taleta should be nearby. Taletas, ok, Taletas, care e schema? Wow. Kintos Ruins. Wow. Ah, iată, mă. Ce face asta? Am să refuz iubirea dacă e ceva. I was beginning to think you wouldn't come. Doubting yourself, Spartan? I was doubting your tracking skills. The fuck? So, those flowers. I'll be honest. You didn't strike me as the type. Yeah. I'm not very good with these kind of things. What? There's flowers all over Delos. I saw them and asta chiar crede că avem o relație sau ceva? What? Much has happened since we first met on the beach. Ce? You were surrounded by Athenians, drenched in blood. V-a zis că a devenit gay dintr-o dată? By my side. Așa. I couldn't let you have all the fun. Frânge minima. When I first laid eyes on Gira, I knew I never wanted to leave these islands. And now, I don't know. Valetas, look at me. Ce cringe e, mor! I know what I want. No, no, să nu îndrăznești. No. God damn it, vere. Not here. No, pe bune, don't do fat, dar nu! Where are you taking me? To one of my favorite spots on all the Delos... Nu fac questo sta. Nu fac questo sta. What the hell? Oh my god. Is it the Spartans' favorite spot, the battlefield? N-am vrut să fac asta. Fair enough. Deci, wow, Ubisoft, nice ideas. Alegi pe un gagiu pentru că îți place ideea lui și apoi el crede instant că vrei să fii cu el și să-i... Oh my god. Jesus Christ. Jocul ăsta o ia pe niște căi groaznice. Trebuie să organizăm un referendum pe treaba asta. Am să-i dau cu deny clar la toate. Clar o să-i dau cu deny la toate, nu-mi pasă. I won't fucking accept it. Plus că nici Kira aia nu plăcea, adică a zis că vai doamne mă ajunge cu ea pentru că nu știu ce, dar... For reals, asta e locul unde faci romance în fucking demo island și nu-ți zice sau nu-ți dă idee. Oh god. Ok, fie. This is where I come to train. I found it after arriving on Delos. Exhausting my body clears my mind. Așa. It's
A beautiful spot, Thaletas. I'm honored you share it with me. I'm glad you like it. Because this is where I'm going to see what you are really made of. Oh, that's in the bottom. What do you mean? Fight me. Huh? Nice. You claimed to be Spartan when we first met. Yes, I want to see if you fight like one. You've seen me fight. Against Athenians, yes. Well? The only way to truly know someone is through combat. Hand to hand. Flesh to flesh. Bone to bone. Okay. Fine. Just don't get angry when I break that pretty face of yours. Come on, Alexios. Cevei bobiță. Stop hitting like a child. You're more really than just me. A pretty face. Ești boboviț de aici. You trained in Sparta. Ești bă de aici. You'll pay for that. I'll have your hand for that. Nu vreau cum ce se ferește gagiul ăsta. Ești bă cu paieriul tău, jegos. Mamă, dar și șoia alea cam greu. Ia poison, boss. Ups. Shit. Da bine, mă. Are o săgeată care trece efectiv prin gât în momentul ăsta. Hai așa, bobiță. Hi-hi-hi-hi. Dacă încerc să-i fac poison ăla odată să-l afecteze, așa mă, gata. So, when does the real fighting begin? Chiar că... Ești bă de aici. Poți să-l mor pe Thaletas ăsta? Ar fi fost o opțiune destul de faină. Ești bă. Ah, dar de repede s-a auzut mă poison-ul ăsta. Ia mă, de-aci... Ăla-i fost. You don't fight like a Spartan. You fight like a god. Nice. You're not so bad yourself. Are you going to just stand there? Or are you going to finish me off? There's nothing I want more right now, Thaletas. You're a brave warrior and a true Spartan. Ooh, nice. But I've seen the way you and Kira look at each other. You have honor. I feel ashamed. Don't. You and Kira belong together. Nice. That hasn't changed. Hai că n-am stricat totul pe aici. Ce față mi-a trădit, frate, calmează-te. Mistios! Easy. Don't tell my men about the flowers. Okay. I won't. Aia era problema lui, boss. Oh, doamne, ce cu cretin. Păi spun că dacă mergeam cu Kira era exact la fel, în mare parte. Și face level 25. Nice. Ia zi mă ce mai avem pe aici. Cult Worms. Lower the nation's power. S-a arătat ce problemă. Să mergem să-l batem pe ăsta, Kill Podarkis. Și Final Legacy, astea să mergem să-l găsim pe Tychus-ul. Mamă, până ajungem la level 31 să mai dureze puțin. Și să facem asta, Lower Nation Power, asta nu-i chiar așa grea treaba. Plus că ar trebui să mă ocup de... Hai să plătim fraierii ăștia. Și ca să dai Lower Nation Power... Mamă, dar pe insula asta n-a făcut nimica? Sau se pune aici? A, aici e, mă. Știa să mă să-i fac casa asta praf. Astea mă, o să-l bat pe Podarkis de aici, ce n-ai, mă. O să dau și fragmenta. Îl rezolvă pe Podarkis instant, mai nu stăm la discuții, merge să-l bate pe Podarkis. Și după aia organizăm bătaia împotriva atenienilor de aici, să luăm cu spartanii. De-aia că nu prea contează cu cine te aliezi, pentru că tot cam acolo ajungi. Iar aici cumva simt că vreau să merg cu spartanii, pe partea aia altă aș vrea să merg cu ceilalți în alte locații și tot așa, depinde. Depinde complet de situația în care te afli. Și
spus că dacă mai jucăm pe atac primim reward-uri faine și de-aia a zice să mergem pe atac complet aici. Ia să-l batem pe Podarkiz. Hai să tăm aia la Podarkiz quest. Hai de Smith Podarkiz. Stai fix în față. O să-i rezolv casa acolo. Sunt cu un level peste mine, nu-i bai. Ar trebui să-l aranjăm destul de ușurel. Oh, da, toată lumea mă știe deja. You with the eagle. Frate, calmează-te. Stai, dacă să-mi duc păsăroi mai încolo, te Icaros. Trebuie să verificăm aici ce oameni sunt. More or less. Trebuie să mă mai aproape totuși. Mult prea departe. Mamă, deci ăla chiar avea de gând să pornească relație așa random. What the fuck, vere? Mă, aș credeam că spartanii sunt like the manliest man of them all. Ok, cred că am cam văzut cam cât sunt. Mamă, dar umblă la grămadă ăștia. De exemplu, ne luăm și noi totuși. Leader house. Un capitan, burn war supplies, find nu știu ce, ok. Aici Podarkiz e sus. Suie, 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 că avem treabă. Că doar pe el vreau să-l bat. Pe bune? Ești bă de aici. Crezi că ai vreo șansă? Oh god. Mamă, da. Nu mi-a dat mie șanse să-i rezolv fața aia. Bă, nu are cine să te mai rezolvi odată ce nu e nimeni aici. Am nevoie de... nevoie de aia de foc. Oh, deși el e cultist. Yikes. Mamă, ce nașpa sunt prins aici. Trebuie să scap de shield-urile ăstora, că mă disperă. Nu pot să-mi dau atacurile cum trebuie. Easy. Gat. Shit. Nice. Bine, mă. Că veniți voi toți la grămadă aici. Nu știu. Gata, Podarkiz is dead. M-a scăpat de fraiere ăștia. Au, dați mulți aici. Trebuie să mai dau cu arcul, că s-a dat super bine. Hai că ăsta-i fraier. Au, dar cu dă mult mai bine decât restul chestii. Shit, 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 oh my god. Gata, sulițis aș una peste cap. Shit. Mamă, dar nașpa că nu mă pot mișca prea bine pe aici. Ii. Gata, boss. Mor, dă-te-n spana acum de captain. Ia dă tiga aia. Îi las pe găgește fără drag cu care instant. Shit, pe bune, mă? Bagă e repede așa în situația mea aici. Dă tiga aia încoace. Stai așa, boss, am de furat de aici.
Oh, să-l mai lovisem până acum. Gata. Ia vorbește, mă. Ok, pot să vorbesc cu ăsta acum. A, mă știe. Hai bine, ăștia mor instant oricum. Aolo, stai că vine și ălalalt. Gagi ăștia cu Bounty Hunter-ul lor. Bine, mă. E, dar ești supărător deja, boss. Gata. What I did. Solo nu văd de frunza aia. Așa, în sfârșit. Huh. Easy peasy, boys. Mamă, și asta era cultism, mă? O, dar unde am ajuns? Lol, dar ne-a dus undeva, nu glumă. Nice. Podark is the cruel. Ia să vedem, mă, ce, pe cine am deblocat acum. El unde era? Podark is. Ah, aici era, lol. Și am deblocat pe ăsta de aici. Cât de cât. Oh, avem și de a făcut level, nu știu de ce am abilități, știi? Charge-ul trebuie... îmi trebuie spear level 5. Yikes. Heal-ul sună bine. Dacă trebuie să lutez ăsta de aici. Am lutat oricum. Alte drăcii. Salcă for boys. Stai că ne-a dat și ceva iteme, nu? Ne-a dat niște boots, parcă văzusem eu. Da, mă, ne-a dat toate. Stai destul de drăguț, din ce se face parte? Din Athenian War. Nu e cine știe ce, dar totuși sunt acolo. Și mănuși noi. Care iarăși nu știu cine știe ce. Și iteme aici. Două, încă 5 ne mai trebuie aici. Nu, ne trebuie încă 7. Da, hai să mai batem încă 7 de ăștia. Ok, ce obiectiv mai aveam la Leader House? Supply-uri și treasure-uri. Fuck. You are mine. Mai pornim, mă, tot răboiul ăsta, că din cauza ta, mă, se pornește toată zarba asta. Oh. A venit Ioana. Nu văd Ioana, mă scuzi. Oh, shit. Ce faci așa? Dai, trebuie să o las pe Ioana fără shield, că mă disperă. Ia ieșiți, bă, de aici, că nu văd de voi. Mamă, deci frunzele astea așa mă disperă. Oricum, asta se duce repede. Și-am izbit. Oh, i-am dat și foc. Ioana a fost distrusă, boys. Dă shield-ul. Atât. Da, mi-a lovit, mă. Gata. Mamă, dar zici că le taie familia. Mercenary Clue. Oh, ce-am obținut? Ok, ceva informații de aici, track. Da, nu vreau să urmăresc pe asta. Trebuie cine fi cel mai tare mercenary dintre toți. Ok, un treasure jos. Yes, it looks bad, boy. Și acum lasă-mă și pe mine să vedem cine Dumnezeu. Pardon, ce lucruri se mai află pe aici. Știu că mai pot să lutez pe gajul ăla de jos, dar după dacă e. Deci avem un treasure acolo. Încă un treasure acolo, dar e sub pământ sau ceva. Ok, cred că le-am găsit pe toate, da. Le-am găsit pe toate, acum trebuie să vedem cum ajungem la aia de jos de tot. Atât. Somebody spared no expense.
Oh god. What the hell? Dar se pune dacă e acolo jos de tot? O să vedem dacă se pune după. Mă, nu stau să magic cu așa ceva. Mai am sus acolo. Așa, nice. Wow. Cum te cocos pe aici, frate? Dăm cu acest steel. 2 din 4. S-ar putea să fie ăla. Oh, aici avem mai multe supply-uri. Yoink. Avem aici ceva, parcă. A, n-avem. I'll have your hands for that. Hai, mă, încoa. Veniți, ce facem? Ah, back to business. Nu vine, stai că vine asalt. Da, vine amândoi până la urmă. Yoink. Pe bune, mă vezi? Nu credeam că mă vezi. Gata, boss. Te-ai calmat. Nu, încă unde asta. Și erau 3 în total aici. Schema asta te ducă destul de repejor. Nu mai știu ce armă avem. A, avem sulița asta mare. Și mai trebuie hârtia aia și încă 2 treasure-uri de alea de rezolvat. Doamne, cum s-a traslat tot episodul ăsta de prima oară din nu știu, deep dark fantasy sunt chestia asta. Ok, deci mai e ce s-a de jos și una aici. Ui, de capul meu. Cum spuse. Ia, măcar acum am rezolvat cu podarchies. Și după putem merge să facem bătaie. Și a fost doar, casca, Assassin's Shroud, wow. De ce până la urmă Assassin's Creed jocul ăsta, nu? Ok. Alo, avea intrare fix pe jos pe aici și cu capul. Mamă, dar ești răstigniți pe rug și alte drăcii. Gata, raw meat. Mă întreb de unde e raw meat-ul ăla. Bun, am terminat cu questul ăsta de aici. Ce mai avem? Cult Worms. Talk to the Spartan Polemarch. Spartan Polemarch, e mai aproape? E pe insula aia altă? Nu, e aici. Ah, e super, lângă Andrestia. Poți mă duc cu Andrestia. Fast travel și easy peasy. Da, și mai trebuie să mai facem lupta asta cu atacul și suntem Gucci. Adică nu mai avem alte chestii importante de făcut. Așa, boys. Asta e să vedem totuși ce am lutat, că iar după aia să mă urlați la mine. Bă, dar arată ce ai luat. Ar trebui să mi-am gradesc, cred că sabia asta, dar mă costă o grămadă de murătaie de remount. O să vând prostiile astea de pe aici. O sulița mai bună. Sulița mai bună sau de ce cu roșu? 14 de piese, da, scade multe. Ciudat. Relativ mai bun arcul ăla, dar ia, oricum trebuie să mă să vând o grămadă, lol. Câte căcaturi am, frate, o grămadă. Assassin's Shroud, ăsta arată mișto de tot, dar îmi trebuie încă un level. Și asta, da, o să mergem cel mai probabil la primul blacksmith de la să-i vând toate prostiile pe care le-am. Sal că fă, boys. Vedem după aia ce mai upgradăm. Krabi. Mă dă dacă puteai să lucrezi împotriva spartanilor aici. Nu-i fost o schemă. Asta nu e el? Ok. La Temecles ăla. Eagle Bearer, my name is Herodianos, second to Thaletas in battle. The dogs of war howl for blood, and thanks to you, Sparta now howls back. Oh. Sounds like a lot of howling. And thanks to your victory against the Athenian fleet at sea, their best troops are at the bottom of the Aegean. The day is as good as ours. Join us. No, haide. I'd be honored to fight with Sparta. To battle! Ce încântat era la. Să ne batem. Mie îmi place. Wow, dintr-o dată aportă o grămadă de soldați aici. A glorious day for, glorious day for Sparta! Calmează-te, Leonidas. Ok, unde e Gagiu care se numește capitan? Ok, tu vrei bătaia. Ia, eu poți dau așa. Ah, iată-l. Bam, bam, bam.
Easy. You're going down. Bă, poate mai apare acușa vreo unul. A, ți-apare câte unul. Dă-ti gaia. Mamă, aici îți dai la grămadă, că le dai cu poison în toți. Ia vedem aici. Push! Mamă, ce dau cu poison. Așa, unde e, unde e gagiul ăla? Ești, mă, de aici. Mamă, dar îi nenorocesc, nu-mi glumă. Deci le dau damage de sar dinții. Unde, mă, capitanul ăsta lor să-l bat? A, iată-l aici. Ți-a eu shield-ul ăla, boss. N-ai nevoie de el. Stai, mă, să jucăm cu sulița, zic eu. Sulița ar trebui să joc sau cu... cu topoare sau ceva, dacă găsesc mai bun. Nice, mamă, dar ce dă cu sulița asta, nu glumă. Ești, mă, de aici. Oh, gata? Asta e de la campionul. Da, bine, mă. A, păi dacă nu ai pus capul la pământ și nu l-ai rezolvat de bine, e degeaba. Da, boss, hai să ne smardoim aici. Stai, mă, așa că n-aveam ținta pe tine, nu te grăbești. Ești, mă, de aici. Și am zis, ai ceva? Mi-am auzit numele, nu de alta. Ia, pleacă, mă, de aici. Îmi place că-l bat pe el și pe încă câțiva. Nu, nope, mai bag o fisă. Auci, doamne, să tragi cu arcul atât de nașpa. Mă, stai că nu l-am pe țintă iarăși. Mai bag o fisă. Hai că l-am făcut praf ăla. Imperial Helmet. Doamne, dai cu sulița, intri în 3 deodată. Easy. Mai vine, mă, vreo unul? Spune dacă am, trebuie să mă știu ce arme mai am, poate mai schimbăm o leacă flavor, este așa. Mai vreo suliță sau ceva, dai, dagger, maces. S-ar putea fi mai bun. Prea-mi decât topor care te-ar fi mai bun. Ia cu topor, că n-am folosit topor până acum. Asta e bun pentru AOE, sincer să fiu. Big swipe-uri de-astea, așa. Shit. Jesus Christ. Deci în AOE-uri de-astea merge perfect. Dar nu mai au ăștia capitane, mă? Nu mai au ăștia capitani? Nu mai picioare, dacă mai au ăștia capitani. Gata, boss. Ne poate mai găsim un capitan pierdut pe aici. Apare nu mai au săracii. E bine, atunci. Timpul să-mi învârt toporul ca și cum n-ar exista ziua de mine. Ca da. E, dar e ușor de, de dojuit toporul ăsta, să fiu sincer. Wow, dacă te bagi în ei, să fiu eu dacă nu. Dacă nu mai există nimic altceva în jurul tău, tu pur și simplu dai.
Așa. Faceți o, fugiți. Victorie! Primul un, un arc mov, un panel, cred că deși e ceva legendary. Nu da nimic bun. Arta boss. Nice. Tararara. Mamă, dar n-aș vrea să mai schimb arcul. Cred că o să-l upgradez arcul ăsta. Place pe tare pentru că dă cu poison. Mhm. Să mai sparge din ăsta că ăsta oricum valorează foarte puțin. Ăsta așa. Mm. Oh. Îmi place toporul acum, sincer. Acum vă zic că îmi place la că toporul e destul de șmecher. Mergem la un blacksmith să ne rezolvăm toată treaba. Bine, aia a fost o treabă, a fost o schemă. Gata, mai avem ceva? Da, putem merge acum să-l căutăm pe taxul lui Alexios. Deci data viitoare mai bine că o să mergem să-l căutăm pe taxul Alexios. Dar până atunci eu o să merg să vând prostiile astea și o să văd ce mai aprindez pe aici pe colea. Așa că, dacă v-a plăcut acest video și vreți să vedeți mai multe videouri genul acesta, nu uitați să dați like, subscribe, share și comment. Și auzim data viitoare. Pa, pa!